Bună seara tuturor! Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Nicoleta Muntean și alături de mine astăzi l-am pe Eugen Boico. După 10 ani lucrați la Orange în calitate de Brand Communication Manager, Eugen părăsește compania și își lansează propria agenție de comunicare și creație, cunoscută ca Publicis Moldova. Și îți mulțumesc foarte mult, Eugen, că ești alături de noi, că ai acceptat invitația noastră de a ne vorbi un pic despre tine și despre experiența pe care o ai. Și aș vrea să încep să-mi povestesc. Stai un pic, înainte să începi, eu o să încerc să fac share la acest live, ca mai multă lume să vadă. Așa, facem un watch party. Stop. Excelent. Perfect. Da, hai că mergem. Bun. Pentru început aș vrea să-mi povestești așa în mare despre studiile tale, unde ai început, ce ai învățat, dacă ai făcut o facultate. Da, eu am crescut în Ialoveni, aici, okay. Lângă Chișinău, da. Eu pe timpul se numea Poselul Gradskogo Tipa Kutuzov. Eu am prins încă timpul pe cele. Și după școala din Ialoveni, eu am făcut liceu în Chișinău. Liceu Vasile Alexandrii de la Botanica, de la Lacul de Jos, din Valea Trandafirilor. Apoi am făcut facultate la SEM, la Comerț, Turism și Servicii Hoteliere, obviously, cât nu de ironic. Și după asta am făcut Școala Superioară de Publicitate din Moscova. Okay. Asta era deja un pic mai târziu, după ce lucrasem deja 3-4 ani la Voxtel, după ce am fost angajat. Bine, și pe lângă studiile astea, bineînțeles, au fost multe cursuri în cadrul companiilor în care am lucrat. Deci prima oară am fost angajat la AGP, Agenția pentru Protecția Proprietății Intelectuale. Și am lucrat la AGP fiind student, în calitate de... eram mai întâi un fel de ajutor de băgător de seamă. Da, ajutam persoanele din departamentul IT să aibă grijă de calculatoarele din AGP. Pentru mine era un job perfect pentru că aveam acces la computere și pe timpul ăsta nu era așa de răspândit. Și apoi am fost promovat în poziția de gen de expert în merci internaționale. Și am, cred că un anișor jumate, doi am lucrat la AGP. Am ajuns la un salariu destul de decent. Ca după asta să mă angajez la Voxtel prin recomandarea unui din prietenii mei. În mare parte pentru că la Voxtel, care atunci părea a fi o sectă, pentru că nimeni nu știa ce se ocupă ei, telefonia mobilă era într-o stare embrională. Dar mi-a spus prietenul că se oferă telefoane mobile gratuit și prețul unui telefon atunci era cât jumătate de apartament, tot pe timpuri. Așa că pentru mine era un argument puternic să încerc. Și am încercat, am aplicat și am fost angajat. Și de acolo deja au decurs multe lucruri. Ok. Tu ai spus anterior că ai făcut universitate și la Moscova? Da. Ce ți-ar fi plăcut să fi știut atunci la universitate? Motivul din care eu am făcut universitate la Moscova a fost în mare parte o frustrare. Pentru că eu mă angajasem deja la Voxtel în departamentul comunicare. Fiind merchandising leader, eu nu știam ce înseamnă asta și mulți ani încă nu prea înțelegeam ce înseamnă merchandising leader. Dar, de fapt, mult mă ocupam cu publicitatea și cu comunicarea companiei. Și noi, asigurând acest proces, deseori intram în parteneriate cu agenții cunoscute din România, agenții de comunicare, cum ar fi Ogilvy, Gray și altele. Și eu mereu simțeam raportul copiilor sau, mă rog, băieților care vin din România, școliți care într-un moment dat la întâlnire puteau să întrebe și da, unde ți-ai făcut studiile, Eugen? Și eu spuneam la SEM, la Comerț, Turism, Servicii Hoteliere, foarte mândru, care răspunsul era de obicei, ok. Deci eu am dezvoltat o frustrare că nu am baza suficientă, cel puțin, hai zicem așa, de autoritate în domeniu și am zis că eu trebuie să fac școală în domeniul publicității și unica școală care am găsit-o era școala din Rusia, din Moscova, Vârșa școală reclamă. Eu nu am învățat practic nimic nou acolo, voi fi sincer. Mult mai mult am învățat singur din experiență și din cărțile pe care le-am citit, dar cu siguranță mi-a dat un boost puternic de, cum zic, autoritate și chiar autosiguranță.
Pentru că de atunci când ne întâlneam cu agenții românești și mă întrebau unde am făcut eu studiile, eu spuneam, eu așteptam momentul ăsta, pentru că eu spuneam Școala Superioară de Publicitate din Moscova. Și în momentul acela era, ok, ok. Ok. Cred că unii care s-au conectat acum sunt la un început de drum și mă interesează dacă ai avea ceva, nu știu, sfaturi, ce cauți tu, de exemplu, în tinerile talente ca angajator în domeniul creativității și comunicării? Da, un lucru care cu siguranță vreau să-l spun este că nu mai sunt valabile regulile care au fost mulți ani în urmă, regulile care probabil vă sunt impuse de părinții voștri chiar pe locuri. Noi trăiam într-o lume în care era important să ai studii superioare, dar nu important, dar vital pentru a pretinde, pentru a fi angajat într-o companie cât de cât respectată. Astăzi, noi poate vom atinge subiectul dat un pic mai târziu, contează foarte mult dacă ai studii superioare și contează foarte mult ce școală ai făcut, inclusiv ce colegiu sau ce universitate. Însă, ce căutăm noi în tineri angajați care vin la noi? Nu sunt cunoștințe pe care le posedă deja tinerii, dar capacitatea lor de a învăța rapid lucruri noi. Noi suntem peste 10 ani pe piața Moldovei și un lucru care eu știu precis este că angajații agenției nu pot să-și permită să aibă luxul să zică, iată, eu am setul necesar de cunoștință, el va rămâne relevant timp de 5-10 ani. Nu. Noi fiecare an suntem challenge-uiți și respectiv principala calitate și principalul talent pe care îl avem în agenții nu e de fapt ceea ce noi cunoaștem deja, dar cât de rapid putem învăța lucruri noi. De asta un lucru care, mă rog, cu siguranță e valabil pentru tinerii de astăzi este că pregătiți-vă că veți face școală întreaga viață. Nu e cazul când o să faceți facultatea și după asta o să lucrați calm. Lucrurile de-abia vor începe atunci, dacă alegeți să faceți facultatea. Și noi în agenție căutăm oameni cu mintea deschisă și care sunt capabili să învețe rapid lucruri noi. Cum îți dai seama dacă are mintea deschisă sau e capabil să învețe repede? Există un set de întrebări care noi le dăm la interviuri. Unele din ele sunt foarte directe. Poți să întreb un coleg care vine la interviu ce nu ai învățat anul trecut. Care e skill-ul care tu l-ai învățat anul trecut? Fie unul personal, fie un hobby. Poate fi un răspuns de genul, eu am învățat 7 acorduri la chitară sau eu m-am învățat să fac origami sau eu nu contează. E important să știi că în acest an omul a progresat și a învățat ceva ce e meaningful, ce are sens pentru dânsul. Deci sunt întrebări directe, dar sunt și întrebări indirecte. Când întrebi omul, de exemplu, care e filmul tău preferat, care l-ai privit în ultimul timp? De ce e filmul tău preferat, care l-ai privit în ultimul timp? Sau poți întreba care e ultimul subiect de argue, nu știu cum să zic în română, de contradicție pe care l-ai avut tu cu prietenii. Și de ce tu ai avut poziția pe care ai avut-o? Lucrurile astea imediat îți dau seama cât e mare universul persoanei respective. Imediat îți dai seama cât de deschis el este să învețe lucruri noi. Îți dai seama, mă rog, care e modelul pe care îl vede el. El se vede într-o poziție în care de la 9 până la 5 el îndeplinește un lucru și n-aș vrea să diminuiesc valoarea așa gen de joburi. Sunt așa gen de joburi și ele sunt foarte importante. Când de la 9 până la 5 tu execuți o funcție anumită, foarte clar definită în, cum se numește asta, job description. În job description-ul tău faci exact ceea ce ai spus de la 9 până la 5. Știu că există așa gen de joburi, însă nu aici. La noi nu este. Ok. Uite, tu ai carieră de aspirat așa. În Republica Moldova. Ce ai făcut tu diferit de ceilalți colegi ai tăi? Eu cred că sunt mulți colegi de-ai mei care și ei la rândul lor au ajuns foarte departe și au făcut cariere de invidiat în Moldova. Dar și nu în Moldova, dar și peste hotare. Eu vreau să zic că Voxtel-ul ca și organizație internațională care în momentul când s-a deschis au angajat foarte mulți oameni tineri, ei au creat o generație întreagă de antreprenori. Respectiv, până acum foarte mulți au succes. Dar cei care au atins succes, în comparație cu cei care poate n-au atins succes, au fost cei care au fost obsedați de ceea ce făceau, în sensul bun, rău, deja, mă rog. Cei care
depuneau mereu un extra efort. Adevărul este că astăzi acest extra efort deseori e confundat cu ceea ce se numește burnout, pentru că acum noi discutăm subiectul de burnout, că a trecut angajatul prin burnout sau nu, cât de departe este de burnout, cât de rău asta, cât e de bine. Însă atunci noi nu eram în situația asta, discutam burnout, noi aveam task-uri, noi aveam oportunități și noi le realizam. Și bine, și eu sunt de părere acum că un burnout rămâne burnout atâta timp cât tu nu te-ai recuperat după el. Și în momentul când tu te-ai recuperat după el, deja nu mai este atât cum o experiență negativă, cât este o experiență care ți-a arătat unde sunt limitele tale. Și poate tu chiar le-ai extins un pic. De asta, acei au perseverat, poate nu sunt foarte original în ceea ce spun, dar au perseverat acei care niciodată n-au ezitat să facă un extra efort și să-și asume mai multă responsabilitate decât ceea ce spune job description-ul lor. Pentru orice angajat, persoana care e gata să-și asume responsabilitatea, care e gata să spună că da, eu preiau problema asta și văd cum o rezolv, dar eu o preiau. Mereu sunt mai interesanți decât pentru a fi promovat și pentru a îi crește decât cei care găsesc zona lor de confort și rămân în ea. Ok. Bun. Eu aș vrea un pic să mă întorc așa în timp. Am menționat anterior că tu ți-ai deschis agenția ta. Ce te-a inspirat pe tine să deschizi acea agenție? Cum au fost începuturile? Eu, lucrând la Orange și la Voxtel, am avut ocazia să văd agenții mari internaționale. Și agenții mari și agenții mai mici. Eu am avut ocazia să lucrez în anul 99, da, în anul 2000, să lucrez într-o agenție de gen boutique, micuță, din Paris, care m-a, atunci, am rămas cu o impresie foarte profundă. Eu am văzut o combinație între un spațiu foarte creativ, dar un spațiu în care se muncește foarte mult. Și apoi am văzut o expresie la un alt designer bun, la Artemii Lebedev din Rusia, cei care fac design cunosc cine vorbesc eu, dar poate chiar și nu doar ei. Deci el spunea că în organizație există gândul polarizat că sau tu ai o atmosferă de raslabon, unde lumea e relaxată și unde lumea nu e stresată, unde lumea nu e pus în hotare, sau tu ai atmosferă în care tu ceri de la oameni și ceri foarte mult de la oameni. Păi bine, în organizații mature tu combini lucrurile astea două. Tu ai sentimentul de protecție psihologică, că, mă rog, tu poți greși, tu poți risca, dar de la tine se așteaptă tu să depui efort. Și iată, eu pentru prima dată am simțit așa un gen de atmosferă în Franța, în Paris, în agenția Metzler & Associés. Eu nu mai știu dacă ei mai există, să fiu sincer. Dar era o agenție de boutique de 7-8 oameni în inima Parisului, care făceau branding și ambalaj pentru clienți gen France Telecom, gen L'Oreal, gen Lindt, cei cu ciocolatele din Elveția. Eu am lucrat la ei timp de 15 zile, jumătate de lună, și era un fel de internship pentru că proprietarul agenției era un prieten bun cu directorul comercial pe timp a Voxtel-ului. Și directorul ăsta comercial a spus că du-te și, învață. Și învață, da. Și atât, mie atât de mult mi-a plăcut anume ce am văzut acolo, că în momentul acela probabil s-a produs acel inception și eu mi-am creat un model de spațiu unde eu aș vrea să activez. După asta, tot mai mult și mai mult, fiind la Voxtel și la Orange, simțeam că totuși locul meu este mai mult din partea agenției de creație decât din partea clientului, pentru că noi am avut foarte multe campanii pe care le-am făcut pe interior. În așa numite agenții in-house, noi eram 2-3 oameni în agenții, salutare Victor, salutare Sergiu și toți colegii cu care am lucrat. Dar noi pe interior tot mai mult și mai mult eram agenții de publicitate, ca eu să realizez într-un moment dat că lucrurile ar trebui să schimbi, există oportunitate inclusiv pentru mine, dar și pentru companii. Și în momentul acela a apărut decizia că trebuie să plec și să-mi formez agenția mea. Dar eu am fost foarte norocos să am mai multe modele deja văzute și studiate de agenții. Și eu destul de bine știam ce asta. Mai mult ca atât, bun, trebuie să zic că soția mea, Diana, ea a lansat agenția mai devreme decât agenția mea. Și pe mine foarte mult m-a ajutat experiența ei, îndrumările din partea ea și mai mult ca atât ea a validat în general gândul că în Moldova poate exista o agenție de creație. Pentru că
timpul nu erau agenții de creație, erau agenții care vindeau și cumpărau spațiu la televiziune și câștigau din comisioane. Cam asta a fost. Am înțeles. Fiind ambii în domeniu, acasă... Da, e o întrebare care noi o primim foarte des, anume faptul că noi suntem ambii în domeniu și noi suntem expuși într-un fel și toată lumea cunoaște despre asta, noi suntem triplu atenți în ceea cum procedăm. Adevărul este că tu ești în sediul agenției Publicis, sediul agențiilor de ani se află în alte locuri. Noi prin contractele pe care le avem cu rețelele cu care lucrăm, rețelele de agenții de publicitate, suntem obligați să păstrăm un regim de confidențialitate maxim, respectiv decât, să zicem așa, unele trăiri personale, noi acasă muncă nu prea discutăm. Ok, deci separat. Există un Chinese wall pe subiectul dat. Ok, which is good. Bun, de la comunicare, la evenimente, ai ajuns să dezvolți concepte de vizualuri și grafică pentru concertele Deliei, Carla's Dreams, ce urmează? Adevărul este că eu împreună cu echipa am o abordare, așa, combinăm o abordare vizionare cu un pic de go with the flow. Uh-huh. Eu am văzut prea multe afaceri care, setându-și niște obiective concrete, foarte stricte, unii chiar angajându-se în, cum să zic, într-o goană pentru atingerea acestor obiective, că noi o să ajungem acolo no matter what. Deviau de la un curs normal de dezvoltare, eu nu sunt adeptul așa abordări. Eu mai mult sunt adeptul abordărilor unor creșteri organice, însemnând că tu dezvolți unele talente în echipă și după asta vezi cum poți realiza mai bine aceste talente în funcție de oportunitățile care le oferă piața. Există un număr de oportunități pe piața Moldovei, există un număr de oportunități internaționale pe care noi le dezvoltăm pe lângă linia de business principală, ea fiind publicitatea și comunicare, unde avem un număr important de clienți. Dar vorbind de proiectele de, hai zicem așa, care sunt la muncă cu hobby, deși ceea ce facem noi chiar și zi de zi tot e la muncă cu hobby, că noi creăm. Vorbind de proiectele mai puțin ortodoxe, hai să spunem așa, vizualurile e un proiect mai puțin ortodox. Noi intrăm într-un domeniu care ne este tot mai interesant acum, sunt evenimentele live, deci e limpede când ziua de astăzi este important câtă lumea a fost la eveniment, dacă organizezi un eveniment. Dar devine tot mai important câtă lumea a văzut acest eveniment online și îl vor vedea mai târziu online. De asta noi dezvoltăm subiectul live și eu cred că, iată, noi am avut recent un eveniment la Banda Bar, unde, mă rog, în Banda Bar erau în jur de 300 de oameni, un eveniment de muzică electronică. Dar live-urile de la acest eveniment au fost vizualizate de mii de ori. Și asta deja îți dă o perspectivă unde se mișcă evenimentele și, în general, unde se mișcă business-ul de evenimente. E mult mai profitabil să organizezi un eveniment frumos cu număr redus de oameni, văzut de mii sau zeci de mii de oameni, decât să încerci să faci un eveniment ce ar acomoda 5-6 mii de oameni undeva în Chișinău. E cu siguranță și bugetele sunt mult mai mari și riscurile sunt mult mai mari. Și impactul nu e atât de mare. De asta eu cred că următoarele direcții vor fi anume, vom explora subiectul live-urilor mai profund. Mm-hmm. Ok. Și la nivel de carieră, ce îți lipsește pe piața Moldovei cel mai mult? Mie personal, din punctul de vedere a meu al carierei? Sau, da. Eu n-aș spune că mie îmi lipsește ceva, să fiu sincer. Eu sunt destul de ocupat. Chiar sunt poate ocupat peste cât ar fi ok să fiu ocupat. Pentru că, mă rog, am și eu familie și am prieteni și oameni apropiați cărora aș vrea să le acord timp și nu cred că le acord suficient timp. Dar eu am senzația că asta e un gen de întrebare că în momentul când le acord suficient timp, atunci apare întrebarea, probabil altceva nu faci. Ok, eu, cum să zic, e un orizont care mereu pleacă de la tine. În momentul când te apropii, el iarăși a plecat. Dar... eu nu cred că mie îmi lipsește pe piața Moldovei sau în Moldova ceva din punct de vedere a carierii. Vorbind de bani, e un subiect delicat, dar e un subiect tot important. Probabil eu aș putea câștiga mai mult fiind altundeva și poate având o altă poziție, fie lucrând într-o agenție pentru cineva, fie lucrând într-o companie pentru cineva. Probabil aș fi câștigat
poate chiar și mult mai mult decât câștig fiind aici în Moldova. Dar, iată, tu știi expresia asta, content is king, da? Se vorbea foarte mult că content is king și contentul va defini viitorul. Bun, acum există o idee nouă, nu contentul de fapt e king. E altceva, e așa numitul sense of agency. Iată, sentimentul ăsta când tu te așezi în fața unui joc de computer, strategii în special, te așezi în fața unui joc de computer, strategii, și tu simți că tu ești capabil și tu poți schimbi ceva, scriezi ceva. Iar că sentimentul ăsta e acela care acum devine tot mai important și probabil e motivul de ce eu prefer să rămân în continuare aici, pentru că noi în echipă putem face lucruri care chiar transformă piața într-un fel. Sunt și clienți pe care noi am... Asta te și motivează zilnic? Eu pur și simplu simt că eu pot face o diferență într-un fel aici, prin ceea ce fac. Putem reduce asta la un gând simplu, că e mai bine să fii un pește mare într-un acvariu mic decât să fii un pește mic într-un acvariu mare. Bun, e și mai bine să fii un pește mare într-un acvariu mare. Dar adevărul este că mulți din prietenii mei care nu sunt în Moldova, lor le vine greu să înțeleagă importanța sa în contextul în care sunt. Și eu pot să spun că după 30 de ani, după 35 de ani, când necesitățile de bază sunt deja acoperite, tu începi să-ți dai întrebări și, apropo, un hint pentru cei tineri care acum decid unde și cum să-și facă cariera, inevitabil va veni momentul când tu te întrebi, bine, și care e scopul meu, care e rostul meu, cât de important este ceea ce fac eu. Nu atât de mult cât de important sunt eu personal. Bun, asta deja noi intrăm în zona de ego. Dar cât de important ceea ce fac eu? Cât de mare diferență face asta? Mai târziu apare altă întrebare. Ce lași după tine? Care e, zicem așa, urma pe care o lași după tine? Apare spre sfârșitul vieții iarăși o altă întrebare. Că ai meritat ceea ce ai făcut sau n-ai meritat? N-ar fi trebuit să alegi altceva? Ai făcut oare deciziile corecte? Pentru mine, eu încerc să iau întrebările astea destul de ușor. E clar că dacă ar fi banul principalul motiv, nu cred că aș fi aici, cred că aș fi altundeva. Dar eu fiind aici, deocamdată, cu toate perturbările care se întâmplă în Moldova, oricum mă sunt într-o armonie oarecare, mai ales grație faptului că eu am o echipă, eu nu pot zic eu am echipă, o echipă, eu lucrez într-o echipă cu niște oameni extraordinari, care au crescut alături de mine în agenții și care chiar sunt... ceea ce noi numim pe interior terminatori, sunt oameni foarte buni și sunt oameni care noi împreună suntem capabili să facem lucruri care într-adevăr sunt frumoase și transformă. Nu, iată, același, de exemplu, aceeași experiență cu Carlos Dreams și cu conceptele grafice pentru el. Sau un alt artist este Andrew Rayel, este DJ din Moldova, care ne-a muncit foarte mult și care a avut o ascensiune incredibilă. Deci el în continuare este în top 100 cei mai buni DJ din lume. Pentru mine e o plăcere enormă să știu că aș fi contribuit cumva la acest succes. Eu sunt convins că în străinătate poate ar fi oportunități de acest gen, dar scara relativă acestor oportunități n-ar fi ceea ce este în Moldova. Ok. Spuneai de lucru în echipă și așa mai departe. Care sunt valorile de top care predomină în echipa pe care o ai tu? Chiar azi am avut o discuție cu un client în care discutam importanța culturii interne în companii. Eu consider că astăzi, deși noi facem comunicare, cultura internă într-o companie poate deveni un instrument puternic de comunicare, pentru că, mă rog, noi toți suntem conectați și dacă prietenii tăi cunosc că tu lucrezi într-o companie și într-o echipă în care te simți perfect, bine, nu perfect, în care te simți bine, în care te simți apreciat, în care te simți că, da, muncești mult, dar în schimb tu te simți om în echipa asta. Cu siguranță lucrurile astea transpiră inevitabil și prietenii tăi cunosc despre asta. Și asta devine un instrument de comunicare pentru companie. Tu ești în HR, nu-i așa? Da. Bun, tu trebuie să cunoști lucrurile astea. De aceea, noi am mers mult timp către setul de reguli care există în agenții, dar noi avem așa numite rules of house, niște reguli acasă, care noi ne străduim să respectăm. Eu azi zic poate câteva din ele ca să nu divulg foarte mult. Una din reguli este că we are good and we are good.
Asta însemnând că, da, noi suntem și tindem să fim buni la ceea ce facem. Fiecare este așteptat în cadrul agenției, stind la a se perfecționa în ceea ce face el, de a fi mai bun. Dar, în egală măsură, noi foarte mult apreciem să fim oameni buni, în primul rând. Există o altă latură a acestei reguli, care noi bine nu o vociferăm, dar toți cunosc subiectul dat. Noi ne străduim să nu lucrăm cu ceea ce se numește în limba rusă mudași. Deci dacă fie în interiorul echipei apare un mudac sau în calitate de client apare un mudac, noi ne străduim să nu lucrăm cu... Bun, suntem respectuoși, ne retragem maxim corect posibil, dar de la un timp încoace eu mă țin de regula asta. Ea este una destul de populară, sunt cărți care așa se numesc Why You Shouldn't Work With Assholes. Dar cât mi-e straniu, eu cred că e una din reguli fundamentale. Să știi întreaga echipă că, da, în egală măsură, cât noi tindem să fim buni profesioniști, noi tindem să fim oameni buni. Un alt rule of house e că we say sorry and we move on. Deci noi suntem într-un mediu extrem de competitiv și extrem de dur. Mediul de publicitate și de comunicare e un fel de construire a unui avion când el deja e în plin zbor. Mereu e așa. Și ajustarea cursului acestui avion în funcție de oportunitățile și problemele pieții. Asta însemnând că mereu există multă presiune și există mereu loc pentru a face greșeli, pentru tot genul de fuck-up-uri. Unele fiind premeditate, când persoana chiar a planificat, de exemplu, să procedeze într-un fel și asta a dus la o problemă, altele fiind așa numite honest mistakes, când lumea a comis o greșeală pentru că a comis-o, în cele mai bune intenții. Uneori se întâmplă că apar deficiențe între oameni în cadrul echipei. Inevitabil. Când tu ai un chain de responsabilitate, când cineva depinde de altcineva, depinde de altcineva și apoi este clientul, și cineva într acest chain face vreo prostie sau nu e suficient de bun, inevitabil se acumulează frustrări interpersonale. Deci eu nu cred în echipele sau în organizațiile în care nu există frustrări interpersonale. Sau organizații care, mă rog, angajează roboți, sau organizații moarte prin definiție. Eu sunt sigur că aceste frustrări se acumulează cu timpul. Și atunci trebuie să ai un instrument prin care frustrările astea sunt, unu, exteriorizate și, doi, sunt rezolvate. Și unul din ele, la nivel de companie, există o regulă clară, că noi spunem sorry și în momentul când noi am auzit acest sorry, dacă el e suficient, we move on, dacă el nu e suficient, noi spunem deschis ce nevoie ca el să fie suficient, and then we move on. Noi nu putem să ne permitem frustrările astea să ne oprească. Noi chiar avem în cadrul companiei așa numită karma poșta. E o cutie poștală pusă într-un loc invizibil pentru camere. Bine, noi avem câteva camere de supraveghere în agenție ca și instrument de securitate. Dar noi avem un loc privat, unde nu sunt camere, unde oricine poate veni cu scrie pe o foiță un mesaj pentru colegul său. Un plus în karma sau un minus în karma în funcție de situație și lăsa în această pușculiță. Apoi noi retragem o dată pe lună toate mesajele. Noi în primul rând le citim la nivel de management și apoi le distribuim colegilor. Fără ca să, mă rog, facem din asta un mare tam-tam, dar pur și simplu ca să ne asigurăm că reușitele în cadrul companiei sunt cunoscute la toate nivelele. Oamenii care s-au remarcat, pentru că în companiile cu mai multe straturi se poate întâmpla că oamenii fac lucruri foarte frumoase la un strat anumit, dar managementul nici nu cunoaște despre asta. Se transpire toate ideile astea și gândurile bune, inclusiv până la management, care poate rezulta chiar în promoții și în bonusuri și în lucruri care noi le remarcăm la nivel de management. Se întâmplă că una la, nu știu, 30-40 de notițe are aspect negativ. Când o persoană a rămas nefericită în conlucrarea cu altă persoană, atunci noi elementar luăm mesajul dat și îl dăm persoanei respective și spunem că iată, tu ai ceva în karma, trebuie să ai grijă de asta. Și nu uita că we say sorry and we move on. Și nu uita că we are good and we are good. Respectiv, da, noi în agenție considerăm că activul nostru principal, eu consider că activul principal în echipa asta nu sunt oamenii, nu sunt cunoștințele, nu sunt clienții, dar sunt relațiile pe care le construim noi între noi. Pentru că poți să ai oameni foarte buni, poți să ai oameni luciști, poți să ai profesioniști excelenți, dar în cazul în care ei sunt incapabili să mențină sau să construiască relații în colectiv, valoarea acestor cunoștințe, acestor capacități scade drastic. Și mai mult ca atât, ei pot deveni toxici în cadrul
companii, urmând ca asta să pună în pericol întreaga organizație. De asta, noi, în primul rând, prețuim relațiile în cadrul echipei, dar și relațiile pe care le avem cu clienții noștri. La fel, activul nostru nu e atât un client în portofoliu sau un client cu un contract semnat. E foarte importantă relația pe care o avem cu clientul dat. Super! Mi se pare foarte interesant chestia cu cutiuța asta. Uite, despre tine s-a tot scris, sunt tot felul de reportaje, texte, articole unde poți citi tot felul de chestii interesante despre tine. Ce nu știe lumea despre tine? Ce ai vrea tu să șeruiești cu noi? Ok, eu asta vreau să aleg atent ce povestesc, sunt lucruri personale, sunt lucruri... Bun, poate mai puțin cunosc faptul că mie îmi plac filmele de animație și benzile desenate foarte mult. Când vorbesc de filme animații, eu sunt un fan, pot zic foarte înrăit, dar un fan destul de mare a studioului Ghibli din Japonia. Hayao Miyazaki, regizorul a mai multor filme, cum ar fi, de exemplu, Spirited Away sau Howl's Moving Castle. Sau Ponyo. Ponyo, eu cred că e un film excelent. E o doză concentrată de optimism pur și de copilărie. În general, ador tot ceea ce face Hayao Miyazaki. Totodată, mie îmi place și partea mai sinistră a creației este de japoneză, tot ce înseamnă manga, tot ce înseamnă anime. Mie îmi plac autorii foarte siniștri. Este un autor care se numește Jinji Ito. Dacă cei care ascultă cunosc ce vorbesc, salutare. Dacă nu cunosc, vă recomand să fiți de 3 ori atenți înainte ca să preluați materialul ăsta și să-l citiți. Da, el are o lucrare care se numește Uzumaki, care e un fel de horror, dar pe hârtie, pus în manga. De ce îmi place? Nu din cauza că, mă rog, sunt lucruri strașnice și siniștri, dar e creație în formă pură, pentru că lucrurile care se întâmplă acolo sunt absolut neașteptate în cât de wow și cât de horrible sunt, dacă pot să spun așa. Deci eu primesc anume, am interes de asta mai mult științific, să văd cât de neașteptat e omul. Asta din ceea ce lumea cunoaște mai puțin despre mine. Tot din ce cunoaște mai puțin despre mine e că mie îmi place solitudinea foarte mult. Eu nu sunt omul care sunt inconfortabil fiind singur. Mie îmi place să fiu singur. Și motivul din care eu am început să alerg într-un moment dat nu a fost din cauza că îmi place să alerg, dar a fost din cauza că e un proces meditativ. E un moment când tu poți fi singur și dacă tu ai un ritm anumit, în timpul ăsta tu poți focusa să gândești la unele lucruri pe care nu le poți gândi, fiind în colectiv sau fiind... De asta, este al doilea lucru și al treilea lucru care aș putea să-l povestesc despre mine. Nu cred că e cam asta. Restul sunt deja destul de private, destul secrete. De personale. Da. Ok. Da, pot să zic că mie îmi place mai mult universul DC în domeniul comicsilor decât universul Marvel, ce ține de istorie, de profunzimea istoriilor și personajele. Dar ca și execuții în film, probabil Marvel e mai captivant, cu excepția ultimului film Joker. Iată, eu am așa o dualitate. Ca și filme, mie îmi plac filmele Marvel, dar și ca și istorii de personaje, ca și arcurile, așa numite arcurile de istorie, pentru că în comics-uri există așa numite story arcs. Când tu ai istoria, de exemplu, Batman, de la geneză până la un moment decisiv în viața lui. Și sunt mai multe arcuri de este, nu există o singură istorie. Iată, mie mult mai mult îmi plac istoriile DC Comics. Asta sunt Batman, Joker, Superman, așa mai departe. Am înțeles. Ok, uite, tu ai propus un topic destul de interesant, să-l punem noi acolo. Universitate, da ori ba? Da. Care e părerea ta? Merită să faci o facultate sau ce ar trebui să facem noi după liceu, școală? Eu am pregătit un pic de discuția asta în plan teoretic și m-am uitat câți din 100 de CEOs a top 100 Forbes companies, care e nivelul lor de instruire, unde au ajuns ei.
Bun. Tot CEO, tot CEO-ii, CEO-urile, cum spui? Chief Executive CEOs. Officers, CEOs. Dar în română, cum pluralul de la CEO? CEO-uri. Ok, cine știe, scrieți, vă rog, în comentarii. Tot CEO, ia că așa o să facem. Tot CEO din top 100 companii Forbes au undergraduate sau graduate degrees. Deci toți au un colegiu sau universitate sau chiar un master. Jumătate din ei au în spate un master făcut. Respectiv, de aici rezultă un lucru simplu. Eu cred că, da, sunt excepții, cum e Mark, care nu știu dacă are un degree, Mark Zuckerberg de la Facebook. Nu sunt sigur că are un degree, dar nici nu sunt sigur că e CEO. E o situație complexă, n-am văzut ce se întâmplă cu dânsul. Dar dacă aspirația voastră este eventual să deveniți un CEO într-o companie din 100 Forbes, neapărat trebuie să aveți un degree. Interesant este faptul că dintre acești CEO, majoritatea au lucrat timp de 20-30 de ani în companie pe care o conduc. Și un lucru firesc, ca să conduci o companie trebuie să o cunoști în interior. De dorit trebuie să fii persoana care a crescut de la nivelul de jos până Treci prin toate etapele, exact. Respectiv, dacă îți dorești o reușită de acest gen în viață, păi atunci e limpede că probabil va trebui să muncești mult în compania în care ești pentru a crește. Și atunci apare întrebarea, ce faci ca să nimerești în compania asta? Ce faci ca să ajungi să lucrești la dânsii? Și aici situația e interesantă, pentru că există două căi. O cale de a ajunge în companiile mari este de a avea un degree. Vrei, nu vrei, dar școala contează destul de mult, mai ales când este vorba de companiile mari internaționale, îți dă un avantaj. Asta nu înseamnă că asta îți dă ție foarte multă cunoștință, dar îți dă două lucruri. Deci tu când faci o școală bună, o universitate sau un colegiu, tu primești în primul rând gândire de sistem și într al doilea rând primești un punct de referință pentru angajator. El cel puțin știe cu cine vorbește în momentul dat. Mai ales dacă angajatorul la rândul lui, a făcut sau școala asta, sau o școală destul de cunoscută. Deci eu, Asiemu, din Moldova, aș vrea să zic că ca și utilitate practică zi de zi, cunoștințele pe care le-am primit la Asiem sunt probabil inutile. Ce am învățat noi la Asiem, eu nu pot să aplic. Dar un lucru care m-a ajutat imens și de la bun început și parcursul întregii practici a mele, tot ce țin de cariera mea, a fost exercițiile de gândire pe care eu le-am făcut fiind la SEM. Deci este un subiect, de exemplu, care se numește statistică și teoria probabilităților. Și vreau să zic așa cum m-a antrenat statistica în SEM și teoria probabilităților. Eu, prin ECOU, mă întorceam la aceste cunoștințe, nu atât la cunoștințe, cât la metode. Fiind și la Voxtel, lucrând cu datele statistice și mai târziu, chiar și în agenții, lucrând cu cercetările. Deci sunt niște chestii de bază, există un mușchi. Mintea, de fapt, este un mușchi. Sunt niște... De fapt, tu dezvolți mușchiul ăsta învățând în universitate. Chiar dacă utilitatea acelor cunoștințe nu e atât de mare. Asta, apropo, seamănă foarte mult cu sala de fitness. Poți să gândești că ștanga, de fapt, sunt cunoștințele? Dar tu rămâi, poate, nu cu cunoștință, nu cu ștanga asta, care n-ai ce face. Dar tu rămâi cu mușchii crescuți. De asta, o cale de a intra în companiile respectate, urmând ca în sfârșit să devii ceva în aceste companii, este totuși să ai o școală, să ai o diplomă și să o poți prezenta. O altă cale, care e tot mai relevantă astăzi, este calea de meseriaș. Asta e calea în care tu, fiind obsedat de un domeniu anumit, nu-ți vezi o zi fără ca să te aprofundezi în domeniul dat. Și grație faptului că astăzi internetul oferă o tonă de oportunități prin care poți învăța, de diferită calitate. Sunt cursuri gratuite care prezintă un nivel de calitate. Sunt cursuri plătite care prezintă alt nivel de calitate. Sunt cursuri foarte scumpe care dau cunoștințe foarte calitative. Deci fiind obsedat de un subiect anumit, tu poți deveni meseriaș. Tu poți lua un an, doi ani, trei ani și într-un mod mai puțin structurat, într-un mod un pic mai caotic, poți deveni un meseriaș care ar deveni interesant acestor companii mari sau care ar putea să chiar să manifeste pe cont propriu, fiind, mă rog, directorul afacerii sale. Dar aici este un catch. Catch-ul este următorul. Tinerii de obicei sunt
își doresc foarte mult. Sunt rare cazuri, de exemplu, când un tânăr la o vârstă preuniversitară cunoaște foarte clar în ce ar vrea să aprofundeze. Dacă, de exemplu, un tânăr care spune că eu cu siguranță vreau să mă aprofundez în tot ce înseamnă genetică. Și mai mult ca atât, genetică biofarma, de exemplu. Și iată, eu încep să caut tot ce înseamnă biofarma, să citesc tot ce înseamnă biofarma. E foarte rapid asta se întâmplă. Chiar dacă se întâmplă, deseori se întâmplă că oamenii preiau cunoștință caotică. Ei nu iau în sistem, nu iau într-o formă graduală, nu învață mai întâi un lucru și după asta al doilea și după asta al treilea. Și ca rezultat, mai mult ca atât, deseori apar tentații. Că tu fiind tânăr, te gândești, da și m-am băgat eu biochimia asta și biogenetica. E mai bine să mă ocup de fintech. Iacă, toată lumea vorbește astăzi de fintech. Ia hai eu să mă aprofundez în fintech. Ce înseamnă fintech? Ok, căutăm. Și așa gen de tentații apar fiecare an, 2 sau 3 ani. Și în rezultat tu poți avea o situație când tu parcă te-ai aprofundat în vreo direcție, dar în realitate au trecut 5, 6, 7 ani și tu nu ești expert în nimic. Tu ești jack of all trades, master of none. Însemnând că, cum, ai încercat mai multe, dar ceva concret nu poți face. De asta, deși sunt cazuri, iată, eu cunosc foarte bine meseriași în domenii concrete, cum de exemplu e cinematografie. Eu lucrând cu Andrei Rael, am văzut foarte mulți profesioniști tineri, bine plătiți și respectați, care de fapt sunt specializați în domeniul îngust de creație sau în domeniul îngust de producție. Cinematografie, de exemplu, sau videomaking, sau motion design, sau design grafic, sau chiar în domeniul nostru 3D design, de exemplu. Iată, când tu ai așa un set de skill-uri și când rămâi fidel acestui gând, până nu îți pui scopul de a deveni cel mai bun în orașul în care trăiești, apoi cel mai bun în țara în care trăiești, apoi cel mai bun în regiune, iată, oamenii care au așa o viziune și așa o perspicacitate, până la urmă tot pot deveni ceva, neavând studiile universitare. În cazul în care nu posez așa o determinare, în care nu posez capacitatea de a focusa atât de mult, probabil mai bine să, până la urmă, să obții o diplomă. Mai ales că în Moldova, bine, eu vorbeam de ASEM, nu pot vorbi acum unde este ASEM și ce face ASEM, deși dacă ei au păstrat cel puțin cursul de teorie a probabilităților și statistică, eu l-aș recomanda cam oricui cine ar vrea să fie în marketing, pentru că în marketing tu lucrezi cu date, tu trebuie să înțelegi ce înseamnă trendul, tu trebuie să înțelegi, trebuie să operezi leger cu procentele, că unii au dificultatea să calculeze cât e 60% din 30% și așa gen de lucruri te opresc. Dar, de exemplu, știu că Universitatea Tehnică din Moldova dă cunoștințe destul de bune și destul de relevante. Și tu fiind în domeniu, dacă ai vrea să te aprofundezi în domeniul tehnic, să ai o diplomă la UTMU din Moldova, este absolut ok. Inclusiv pe plan regional și poate chiar pe plan global. Cam așa e viziunea. Super! Mulțumesc frumos, Eugen! Voi, dacă mai aveți întrebări, văd că lumea a fost așa captivată de tot ce ai povestit tu, că nu a intervenit nimeni cu nicio întrebare. Oricum, vă mulțumesc frumos că ați fost alături de noi. Mulțumesc frumos, Eugen, pentru timpul acordat. Dacă o să aveți întrebări pe parcurs, puteți adăugați întrebările la live-ul de astăzi. Iar ca să vizualizați mai multe filmulețe de genul cu oameni faini, vă rog să dați share și like la pagina Mentor Me. Mulțumesc și eu. Cred că i-aș ura tinerilor să fie optimiști, să fie mai hătrișori leacă în privința ce se întâmplă în jur. Că, mă rog, există o gândire de colectiv că hai și-am plecat din Moldova sau alte gândiri, hai și-am reveni. Sunt niște fluxuri care, mă rog, nu cred că trebuie să le iai ca și un adevăr absolut. De fapt, este în creație un model foarte bun care se numește Question Everything, ceea ce e în jurul tău. Să fim un pic mai hătrișori, mai determinați și să avem în Moldova mai multă lume care are succes și construiește companii mari și să avem mai multe unicornuri în țara noastră. Super, mersi! O seară frumoasă tuturor! Pa, pa! Nu pot să sting, stai! Am și să sting.